În aproape toate locuințele se strâng nenumărate cabluri de alimentare pentru telefoane mobile, tablete, cărți electronice, camere digitale, console video sau căști. Și nu întotdeauna ajung acolo unde trebuie când nu mai sunt folosite. Pentru a putea folosi aceste două telefoane mobile, în acest moment suntem nevoiți să le încărcăm cu cabluri care au mufe diferite. Datorită noii legislații, de la finalul anului 2024, le vom putea încărca cu un singur încărcător care are cablu cu mufă de tip USB-C. Noua directivă europeană are ca obiectiv în primul rând reducerea substanțială a cantității de deșeuri electronice generate de industria de telefonie mobilă. E mai complicat cu 70.000 de încărcătoare. Ar fi chiar o economie și n-ar mai trebui, de exemplu, dacă mi s-a stricat încărcătorul, să stau să caut la toată lumea. Mi se pare o chestie mai bună pentru că toți oamenii pot să folosească același tip de încărcător. E mai ușor. Potrivit unei estimări făcute de specialiști, numai prin această măsură vom genera 11.000 de tone de deșeuri mai puțin în fiecare an. În plus, măsura va duce la egalizarea vitezei și duratei de încărcare a dispozitivelor electronice, iar populația și companiile din Europa vor economisi 250 de milioane de euro. Faptul că trebuie să folosești pentru diferite tipuri de dispozitive, diferite tipuri de încărcătoare și conexiune, asta este o problemă. În al doilea rând, este mai eficient. Adică, practic, vei putea folosi același încărcător pentru mai multe dispozitive. Deci este standardizare. Este foarte bine. Producătorii de laptopuri sunt singurii păsuiți încă 6 ani pentru a se alinia la noile normative.